Informație de ultimă oră la Antena 3, grav accident de circulație în județul Mehedinți. 5 oameni sunt răniți, dintre care unul în stare foarte gravă după ce o căruță a fost pulberată de un autoturism. Adriana Drăghici, corespondent Antena 3, ne spune mai mult. Adriana, ce s-a întâmplat acolo și în ce stare sunt cele 5 persoane care bănuiesc se aflau în căruța respectivă? Bun găsit, într-adevăr vorbim despre o adevărată tragedie produsă aici în satul Viaj din comuna Pătulele. Între timp, o femeie de 52 de ani a fost declarată decedată de către echipajul SAJ după 45 de minute de resuscitare. Vorbim despre Cuscra, bărbatului care se afla la volanul tractorului. Accidentul s-a produs în timp ce un tractor care tracta un atelaj, o căruță, așa cum o știm noi, se deplasa pe un drum din localitate și a fost lovit din spate de un autoturism care conducea cu viteză. La volanul tractorului se afla un bătrân care a scăpat nerănit, însă, din păcate, victimele din căruță sunt grav rănite, celelalte 4 victime, căci a cincea a fost declarată decedată. Vorbim despre fica bărbatului, ginerele bărbatului, dar și despre nurorile celui care se afla la volan. Oamenii legii se află acum la fața locului și fac cercetări. Mulțumesc, Adrian.